Da, a fost o perioadă nu foarte lungă în care am stat puțin stresat din cauza faptului că n-am putut să ieșim să luăm o gură de aer. Da, a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că filmările se terminaseră. Nu avem voie să dezvăluim câștigătorul, nu avem voie să dezvăluim... Deși voi erați un cuplu, așa cum au văzut telespectatorii în ultimul episod. Exact, deși noi eram deja un cuplu, era foarte greu. Era foarte, foarte, foarte greu. Uite, mamă, iară plânge. Nu plâng, mamă, nu știu că era frig. Ai uitat că era frig? Dar și cum e să vă iubiți în legalitate, ca să spun? Este foarte ciudat. A fost foarte ciudat când s-a terminat emisiunea. Adică într-o joi seara. Într-o joi seara, da. El ajunsese la mare. Eram la mare cu cealaltă emisiune, da, de la Antara Stars. Și... Și-ți dănea și te ascunzi. Exact. Și să mergem să ne plimbăm. Și mă uitam așa la el și nu înțelegeam de ce vrea să mergem să ne plimbăm. Adică de unde și până unde să mergem să ne plimbăm, pentru că noi ne... Devenise obișnuință, da. Da, 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 nu, ne-a fost foarte greu să mergem să ne plimbăm. Sau să așa, ne-am cam ascuns, da, o perioadă nu foarte lungă. Și a fost foarte greu, foarte, foarte greu. N-am crezut că o să rezistăm. Îți spun că se poate de sincer, pentru că deja presiunea era mult prea mare. Aveam, vroiam să ieșim cu prietenii, vroiam să ieșim în oraș, trebuia să mergem la nunți, trebuia să... Și era destul de ciudat, știi? Hai să mă duc singură. Sau hai, du-te singur. A fost foarte greu. E gelos. E gelos, sunt geloasă. Sunt gelos. Adică... Mie așa mi s-a părut. Mai ales din episodul ăla în mașină. Episodul ăla cu mașina a fost... Așa, între două vacanțe. Epic. Da. Da, așa este. Amândoi suntem la fel. Hai să vedem un pic. Aoleu. Haideți. Aoleu. Aoleu. Între Andreea Mantea și Cristi nu a fost totul roz. Nu sunt prostul proști, nu sunt ciung, nu sunt nimic. Am tot ce-mi trebuie, crede-mă, peste toți ăștia de aici. Și asta e problema ta? Nu ești în pielea mea, eu nu pot să fiu în pielea ta. Dar încearcă. Dar încearcă tu să vezi cum dorm eu. Certa a început la o întâlnire a celor doi îndrăgostiți. Motivul supărării lui Cristi, Andreea a acceptat un număr de striptease din partea lui Sorin. Una, una, alta, n-am lins nimic. Și nici n-aș... Dar n-am lins eu nimic! Nu m-ar fi lins nimeni! E clar? Dar nu te-am chemat eu aici! Aia e problema ta! Aia e problema ta! Păi asta e problema mea, te-ai înscris, știi despre ce e vorba, bă! Nu! Să mă răpibi! Nu știa să te ducă un flamingo toi, să-ți ia chiloții de a Captain America, friki-friki, friski-friski și... piscină, nu? Steau de păr, mi este mușcă, mi este mângâi și nu pot, nu pot. Vreau să văd până unde mergi. E că ai văzut. Dar i-am pus eu frișcă pe undeva și l-am lins? Par n-am, dar unde linge altul nu cu pomitrea. Uite-te la mine. Nu vreau. Uite-te la mine. Nu vreau. Uite-te la mine. Nu merit. Nu mă merit, crede-mă. Imaginează-ți, acasă, canapea. Eu, mama, bunica. Ha! Episodul... Intră. 8. Nu intră. 8. Eu îi zic. Intră. Eu îi zic. Eu nu-mi pe mami. Eu unde și sunt? Zic? Eu pe mami nu te explic că ești bolnav. Tu mami? Tu nu mami? Da. Păi când o intrat tu la mami în casă după ce ai sub frișcă... Prostul de ești, tati.